Și am să pun făina. Aici am 250 de grame de făină. Voi pune untul. Dar mai întâi am să pun puțină sare peste făină și am să amestec. Așa, dăm deoparte și sarea. Amestecăm așa puțin sarea cu făină și acum punem untul peste, punem așa pe tot. Așa. Și amestecăm puțin untul cu făină. Dacă doriți să faceți o crostată sau o tartă dulce, adăugați zahăr, 120-125 de grame de zahăr. Așa. Și amestecăm așa făina cu untul. Imediat adăugăm și ouul și praful de copt. Așa. Deci acum noi unim făina cu un praf de sare și cu untul. Deci 125 de grame de unt, 250 de grame de făină am pus și dacă mai e nevoie mai adăugăm. Așa. Aici voi pune și un ou. Am să fac așa un ou. Voi adăuga oul. Și praful de copt. Și voi amesteca încet, încet, așa, totul. Așa. Încet, încet amestecăm. Așa. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm făinuță. O să vedem consistența aluatului cum este. Așa. Aluatul nu trebuie să se lipească de degete, deci îl frământăm până aluatul se desprinde de degete. Și îl unim așa. În loc de unt puteți pune și untură dacă doriți să faceți cu untură. Sau puteți pune și ulei. Așa. Vedeți, consistența începe să se formeze aluatul nostru. Îl puteți lăsa să se odihnească dacă doriți, măcar o jumătate de oră. Așa. Și aluatul nostru este gata. Strângem tot și să vedem spanacul.